Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod de Range Simulator. Ei bine, astăzi ne mai ocupăm puțin de găini, să vedem dacă au făcut ouă, încă n-au făcut. Și vreau să terminăm casa neaparat, trebuie să mergem să obținem concrete și metal. Iar pe lângă asta aș mai dori să cumpărăm un porc sau nu știu, eventual să ne focusăm tot pe găini. Câți bani aveam? Stai că dacă dădeam escape, 961 de dolari sam. Așa că let's go. Nu uitați să bubuiți butonul blană de like dacă doriți o prăjiturică și subscribe-o dacă vreți să intrați în armata nocivanilor. Plus de asta vă aștept pe live pe Trovo. Cred că marți, joi și sâmbătă mă găsiți cam toată ziua live. Dați la bine follow, aveți link în descriere, tutorial pas cu pas, cum să faceți cont și cum să dați... Mamă ce m-am speriat. Voi păi, vedeți? Că asta putea să fie urs sau ceva. Te să încarc. Hop. Ia bă că faci ea mișto, se plimbă pe aici. Ca nebunatica. Ia vin aici. Șobolanco. De fapt e un cerb, cred. Nici măcar nu cred că e căprioară. Na, au fugit prea departe, nu ne mai interesează. Ok, deci mă urc repede din mașină și mă duc urgent să vedem dacă putem cumpăra concrete și metal. Aparent abonații m-au spamat pe Trovo pentru că sunt și live, ci că găinile nu au mâncare nocivane și uh, da, aparent chiar n-au. Ok, pe păi atunci le ducem de aici, deschidem frumos, le punem aici și le deschidem, bam, cat. Au și mâncărică, eu m-am catapultat și acum sunt extrem de curios cum fac eu rost de concret și metal, bineînțeles. Da, barbașanilor, am ajuns și noi la șopanul ăsta și ce să vezi, Tanti nu vrea să ne vândă nimic. Hai, lasă-ne că plictisit. Aici dacă ne uităm din nou nu prea pare că am putea să cumpărăm ceva. Faza faină mi-a zis voi că, și că dacă o să cumpăr cocoș, o să pot înmulți găinile, practic după aia pot avea găini pe moca și gen să producă ouă cât mai multe. Dar momentan nu prea ne putem baza pe chestiile astea, ne trebuie neapărat concret și metal, dar nu înțeleg de unde fac rost de ele, n-am nicio idee. Da, deci o să merg din casă în casă să vedem și noi de unde cumpărăm, dar momentan am ajuns la burgerie, să vedem ce vinde Nenia. Bineînțeles că burger, dar totuși nici măcar nu pot să cumpăr, nu știu ce aici. m pic la mișto așa. Ba nu mă, că trebuie să poți să cumperi. What? Dau cu pumnul. Vreau și eu un Big Mac. O vrea să, ba da, ia. Am crezut că pot de aici. Da, nu, pot să închid doar ușile. Ok, aici putem să ne cumpărăm mașină dacă vrem, dar nici mașină nu-mi trebuie. Îmi trebuie concrete și metal și am căutat un pic pe net și ce că ar trebui să, să găsesc la magazin, dar nu știu la ce magazin, că nu zice exact la ce magazin. Uite, avem așa, Car Shop, General Store, o să mă bag într-un pom, 3, 2, 1, boom. Hardware Store, hai mă și la Hardware Store, dar n-are cum la Hardware. Deși dacă stai să te gândești, metalul ar putea fi. Că îl extrage din... Au! Oh, mamă! Sfârșitul lumii! Cel mai bun șofer. Da, deci metalul ar putea fi. Ia bă. Opa! N-am fost niciodată până acum aici. Sunt curios, ia. Să vedem care-i treaba. <laughs> M-am blocat. <laughs> nu mai o puteam să fac asta. uite -și la mine. Asa, Așa, Ana. Și acum cu cine vorbesc aici? Ireal. Sell area. aici vând, ok. Vreau să cumpăr. Nu știu de unde cumpăr concret și metal încă, dar știu să fac asta. Au, nu asta, stai, asta. Și pe aia ce, ce se întâmplă? Ia bă, poate aici. Nu, că aici mi explică basic-urile. Ia să citesc un pic pe aici că poate înțeleg. Bă, fiți atenți ce am descoperit cu 50 de dolari putem să mergem la Action House, gen. Mergem? Hai să vedem. Bă, păi am 6.000 de dolari. 2.000 de dolari. Doamne, cumpărăm cai. What? Pot să dau skip direct. Skip. 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 1600. Bă, n-am atâta bani. Măcar înțelegem și noi ce e pe aici. Păi, du-te unde, unde, frate, că sunt prea scumpi. 8000 de dolari, mă. Ireal. Da, mai bine ieșim de tot de aici. Și uite, așa ni s-au dus nouă 50 de dolari total inutili. Aici pot să dau save game. Nice. Deși nu cred că trebuia să salvez. Păi unde m -o dat? M-a dat acasă înapoi. Uai, ai, uai. Păi și mașina mea? Ok. Vă păi dați seama că trebuie să vin pe jos până aici să-mi recuperez mașina? Yay! Efectiv, abonații mi-au zis, mi-au explicat. De vreo 10 minute mă chinui să găsesc și ce să vezi, sunt aici. Bun. Deci mie îmi trebuie... Uite pe că și Woodplain pot să cumpăr direct să mă mai chinui. Mamă, fii atent că trebuie să-l prepar eu concrete bag, concrete bag. Da, trebuie să ne învățăm un pic. Clar ne trebuie water tankuri. Hai să ne luăm două. Compact cooker. Oare asta ne trebuie? Hmm. Deci hai să o luăm logic. Asta nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Milk can are cum. Bla, bla, bla. Water clar ne trebuie. Chip table. -am, dacă mai vrem. Topor, rangă. Hai să luăm și o rangă, că cine știe că ne trebuie. Și ne trebuie... Câte din astea de metal? Cred că trebuiau 12. Hai să luăm două de astea. Probabil și concrete ne trebuie mai mult. Da, nu știu ce să zic. Cred că ăsta îmi trebuie. Hai să le luăm pe toate. O vedea cum ne descurcăm. Bine, în sfârșit, bă, am mi-au explicat abonații ca la ultimul nobi, eu nu voiam să-i cred. Deci o abonație așa trebuie si așa trebuie, eu nu credeam. Hai, cred că mi-e mai ușor să le pun de aici așa. Nu știu că mi în cap, sincer. În fine, mă chinuie să le bag, Cam așa arată momentan, îmi dau seama și eu că e aragaz și că n-ar avea cu ce să mă ajute prea mult, dar l-am luat acolo, că cine știe când îmi trebuie. Deși cred că am investit un pic banii a Iuria, dar aia e viața. Mă stai concret, îmi trebuie mai mult. Evident îmi trebuie mai mult. Pot să-l pun aici, da, pot să-l pun. O să iau mai mult, că eu cred că îmi trebuie, cred că îmi trebuie 5 din astea. Hop, dă și ranga. Bună, ce știi la ce o folosesc, n-am nicio idee încă hai să mai luăm concrete. Sigur ne trebuie, v-am zis. Um, m -m -m -m. Hai să luăm așa. Fam nu, câte îmi trebuiau, mai? mai multe îmi trebuiau, cred. Hai să luăm de 125. 30 sau 35 concrete îmi trebuia. Mai iau una, să mă asigur. Bom. 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 Cred că mai bine cumpăram una mare și aia era. Problema e că nu știu să-l să fac, că e îi traf. Ia pot să iau mai multe în mână? Nu prea pot. Ai. Avem ultimul pachet de luat de concret și am primit încă o informație super importantă. Mulțumesc foarte mult Petrica, ci că dacă nu iau găinațul, mor găinile. Am putut să închid, sper să nu se bucuiască, Doamne ajută. Let's go, Hai. Da, mă, da. Merge la Anokivanu. și cred că ar trebui să merg pe stradă totuși, să nu ne riscăm. Ajungem, a avem, concrete avem, opa, ăla-i lup, mă. Mă văd eu lupul cumva. ce frate animalul ăla? Da, mă, e lupul care fuge după, după căprioară. Ok, hai să nu ne băgăm totuși. Deci ă, știm clar că sunt și animale feroce prin pădure. Am zis că mă bag eu pe drum, dar văd că pe aici e scurtătură. Parcă vă că pierd tot. Hai să mai conducem și așa. Mamă, la limita am trecut. Deja deci sunt pro player. Nici nu mai accelerez. Mai bine așa încetul cu încetul. Dar ne putem feri de toate obstacolele. Da, mă, da. Hai să facem o dată aici. Yo. Oare e care fugea de lup? Nu știu, nu mă bagman. Măcar am învățat și eu de unde să cumpăr chestile. Bun, hai să vedem. Deci, ăsta mă gândesc că îl pun jos. Ăsta îl pun și pe ăsta jos. Ăsta îl pun jos și poți să-l deschid sau cum? Mm, nu știu cum să-l folosesc acum. Măcar metalul. Hai să vedem dacă îl putem pune. Da, am pus 10 din 15. Și mai punem încă 5. Bun. Metalul l-am pus. Perfect. Nu știu unde l-au pus, dar l-am pus. Acum concretul încă n-am nici cea mai mică idee. Cum naiba îl fac? Oare aici undeva? Dar nu știu, clar trebuie să-l unesc cu apă, dar trebuie să-l pun într-o găliată, probabil. Dar n-am găliată. să vai de capul meu. Oare merge efectiv în, în din asta? Asta e, uite, cam aici. Trebuie să vedeți. Mă duc frumos aici. Bam, umplu cu apă. S-a umplut. Eu uite, bă, că se un pe timp real, efectiv. Ok. Bun, acum o avem în mână. Punem și noi aici. Ia. Yeah. Și merge? Nu prea merge. În ce găleată trebuie să pun mă? Oare? Cred că îmi trebuie găleată din aia la altă. Ah, well, Probabil. Da, dăm o tură iar. Ajungem acum și ca la General Store și aici sigur trebuie să cumpăr găliată din aia de metal. Au zis și abonații, n-are cum să fie altfel. Apropo, dacă încă n-ați dat like cu blană, aș aprecia pentru că e o serie mirobolantă. Hai să vedem. Steel bucket, steel bucket, luăm de toate. Pam, pam. Da. Ăstea sunt. Ok. Hai să luăm totuși câte două din fiecare, că cine știe. Poate putem să facem mai repede. Bun, și acum le avem aici. Easy peasy. Le punem în mașiniță și plecăm. Da, frumos. Am adus mașinița. Le punem aici. Bam. Mai avem una aici. Mă dă astea diferite. Sau nu prea înțeleg, dar în fine. Punem și noi unde apucăm. Hai înapoi. Aca sică. Dar vanu. Zan, zan. Frumos, suntem direct acasă, ne ducem unde avem și concretul. și dacă nici acum nu merge, nu știu ce să mai fac. Hai să vedem în asta merge. Punem E, bam. Hai să încercăm și cu asta, la altă vedem unde e mai bine. Bun, s-a umplut. Și acum? Pot să pun înăuntru? Hai mă, nu fă mișto de mine. Ce am făcut? Ah, ok. Bam. Și bam. Bun, hai! <laughs> Ireal! Cum facem, bă? Sau astea două la fel, e? Trebuie să mai umplu și pe astea două, na? Că am terminat apa din butoaie. Ok, bum. Și? Cum fac? Mă, nu spune că trebuie să-l pun direct... Doamne, trebuia să-l pun efectiv, direct! Dar nu are logică. M-a jocul, mulțumesc. Cine o zis, stai. Deci, bă, Claudia R. mi-a salvat. Incredibil, mă. Deci să-l pui direct, pe era mult mai fain dacă trebuia să-l faci. Da, deci trebuie să începem să mai cumpărăm niște concrete din asta. Ca aparent nu ne ajunge. Mă gândeam că dintr-un sac de 5 kg ies mai multe bucăți de concret. Avea mai multă logică. Uite ce am făcut noi aici. Lasă-mă că le folosim la un moment dat, Doamne ajută. Hai să facem cura la găini, că am uitat. Avem și niște OO pe care le-am putea vinde. Ia să luăm noi. No. Amă că fug găinile. Și-o bătut găinile. Te trebuie să țin apăsat aici. Mă, și cât tui încă. Ele mor, bă, aparent. Trebuie să le îngrădesc aici zona, că dacă nu o să tot fugă. Mamă, păi nici n-ajung la toate. Toane cât găinați. Sunt întorc singure găinile. Mai e găinați? Nu mai văd. Bun, câte găini aveam? Avem uh, 4 înăuntru, cred. Nu știu dacă o mai scăpa vreuna. A, e. E liberă, că și așa încap maxim 5. Deci ne mai trebuie încă, încă 50. Deci un sac din la, mare. Lejer. Suntem foarte aproape prieteni, o și început ploaia în ultimul hal. Mă, da, eu am pus aici, dar nu e aici. unde e? A, uite legat. Sau? unde e frate, shop -ul? Undeva... Mă, frate, ei zice că îi. Ok, un pic ciudat. Um. O dispărut shop -ul. Bun, gata, l-am găsit. Trebuie efectiv să dai zoom mare și îți arată exact unde îi. Perfect, ia să ne punem noi Checkpoint-ul acolo, oprim mașinița și cumpărăm un sac din asta mare și în sfârșit gătăm și noi casa. Îți ziceai seama că dacă știam treaba asta era mult, mult mai ușor. Câți bani mai am? 300. Mamă! O să cam rămân fără bani, prieteni, și trebuie să am grijă foarte, foarte mare cum gestionez totul. Ok, deci am sac de 50. În lejer acolo. Bum, bum. Ieșim, mergem acasica și gătăm casa în 3 secunde. Deci cu mașinița asta n-ai nicio problemă, urci pe oriunde, uite mă bag în toți copacii, nu mai am probleme. Suntem la 40 de metri distanță de casă, adică practic am ajuns. Hai să ne strecurăm și noi pe aici și frânăi aia O Oprim, bam, stai că am amețit și casa este gata. Ia uite că soaia arată fain. N-ai ce să comentezi, arată fain. Bun, hai să vedem și înăuntru. Uuu, turul casei. Avem radio, dar nu ne trebuie acum. Ăsta ar fi parterul. Aici avem o debara, foarte binevenită. Aici avem o văcuță. Muuu, dați like pentru văcuță. Dacă ați ajuns până aici pe episod, dați like pentru văcuță. O bucătărie frumos, aragaz. Ce mă, că e plită electrică direct. Măsuță, mănânc singur că n-am prieteni hotă, chiuvetă, două dulapuri, gunoi, ăsta nu, ăsta e de la derufe, cred. Să să închidem frumos ușa. Avem curent, oare trebuie să plătim? Sper că nu, că n-am bani. Aici am patul, mă, frumos, doar și eu în pat, am TV. Ia, nu mai gata. Dar pot să schimb canalul. Ok, interesant. Bam, bam, bam. Deci aici dormitorul. Dormitor, bă, baie n-am văzut. N-am baie. What? Mă, casa asta n-are baie? În fond o curți. În dita mai casa nu s-o gândi și să bagi o baie. Dacă știam, nu o făceam pe asta, dar în fine. Ne mulțumim și cu atât. A venit noaptea, ia să dormi o puțin în pătuți. Prima noapte în pătuți. Ia uite ce frumos e. Seamănă cu Farmer Life Simulator. De fapt, degeaba stau eu aici, că numai după ora 8 pot să dorm pe bune. Dăm măcar save-ul, să știm o treabă. Vreau să văd dacă mai am cumva ouă. În sfârșit am gătat și noi cășuța, măi. Aprindem frumos lanterna. Ia. Yeah. Am ouă. Da, toate. Punem frumos să stai aici. Așa acum am fug găinile. Hop, hop. Vedeți că am strâns ceva o nu glumă. Bum. Le mai recuperez eu dacă e. Mai dă te mă, de aici. Uite aici, le pun că nu mai pleacă. Bun. Bun. Mamă, nu mai au mâncare deja. Deci va trebui să ne ocupăm mâine de mâncare. Ok, o punem la loc pe asta. Și pe asta. O să moară de foame toate. Păreri. Bă, da, o să te fac mișto. Mă. Rămâi acolo în naiba. Uite mă, găina. Doamne, uite-te și tu. una, ies două. E, stai acolo. A, ah, mă, stai cam pe moarte. Nu prea bine ce se întâmplă. Ok, punem asta aici să nu uităm, să putem vinde data viitoare ouăle, asta putem să o dăm jos, lăsăm aici, că și așa am făcut dezastru, și îmi dau save. Din păcate e singura mea sursă devenită, așa că trebuie să am mare grijă. Mai dau dată save. Încă nu se poate dormi, doar la 8 pot dormi. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de like-ul blană dacă vreți un fursec și bineînțeles dacă vreți să intrați în armata nocivanilor, un mare, mare subscribe. Eu sunt super fericit că am reușit să gătăm cășuța. Nu știu de ce n aprind eu becum aici. Am eu un bec în toată casa asta. Ia. Yeah. Hop. Ah, am înțeles. Păi și sus. Nu știu cum s-a prind asta. În fine, toate cele bune. S'pas pa